Sirișević a marcat primul coș al acestui sfert, un coș de 3 puncte. În replică, Monaia Pratt ratează această aruncare, prinde Martinici. 100 de puncte marcate în primele 20 de minute, o performanță rară în basketul european. Principalii realizatori ai acestei partide sunt pentru Gaz de Pratt 12, Kinner 11, Popescu 10, pentru oaspeți Sirișević 14, Martinici 10, Pasoia 7, multe coșuri de 3 puncte, 6 pentru Sibiu din 11 aruncări, 5 pentru Craiova din 13. Fault ofensiv acum, dictat împotriva jucătorilor craioveni. Puncte plus și posesia pentru formația craioveană, pentru formația sibiană, pardon. Bogdan Popescu cross, se întoarce și înscrie. 12 puncte pentru Popescu, cel care în sezonul precedent a avut aproape 10 și aproape 5 recuperări. Martinici. Martinici dă peste minge, laser. Reușește să ajungă Sirișević să păstreze posesia. Acum Martinici trage de 3. Martinici, impecabil. A cerut și fault pe aruncare Goran Martinici. Kinard, scurt, a aruncat, a prins Martinici, care dă drumul la minge, excelentă pasă, Martinici, coș valabil. Radu Vârnă înscrie după această pasă de, practic, jucător de fotbal american, de quarterback. Laser a faultat. Și șansă pentru Craiova să vină la o posesie, dacă Radu Vârnă concretizează această liberă. Da, sunt 3 puncte doar pentru Sibiu. Sibiu a avut 10 puncte, a fost 50-40, a avut 11 puncte, 48-37. Acum ratează gazdele, contra-atac, Radu Vârnă, pierde mingea, s-a apărat bine Dragoste și a obținut posesia. Peste minge, i-a dat peste minge și e decizie corectă. Laser. Dan Popescu scoate la 3 puncte, Kinner nu mai aruncă. Laser, Kinner, acum trage Kinner și recuperează Alexandrov. A patra minge prinsă de pivotul de 2,11 m. La celălalt coș, fault, coș and one. Mirel Dragoste îl faultează în aruncare pe Jamar Samuels. Și iată-l pe noul antrenor al Craiovei, exultând la această realizare a lui Jamar Samuels. E time-out solicitat de Dan Fleșeriu.
Trage laser de 3 puncte. Prinde Popescu. Deci face loc și obține până la urmă faultul. Greșeală personală a lui Jamar Samuels. Asta arată arbitrii. Bagă mingea sub panou Martinić, dar o scapă neașteptat Ionut Berceanu. Aruncare transformată. Kinnard și-a făcut loc foarte frumos, sare. Kinnard și reușește să înscrie. Înscrie Martinić. Monaia Pret înscrie din spațiul de 3 secunde și Craiova are posibilitatea de a egala cu un coș de 3 puncte. Martinić, Pasoia, aproape să se încurce jucătorii Craiovei, trage Martinić, ratează, prinde laser până la urmă și dă drumul la minge. Monaia Pret se duce până în coș, Pret și obține faultul. Ratează această aruncare. Pret are 14 puncte și rămâne cu ele. Pasoia. Martinić. Trage Martinić și marchează tripla. Craiova egalează la 62. 4 minute și jumătate din acest sfert. Scorul este 16-8 pentru Craiova. Mirel Dragoste înscrie încă o dată din spatele semicercului. Are 10 puncte. Jucătorul Sibiului a fost a 7-a triplă a echipei gazdă. Pasă sub panou pentru Popescu. Faul coș, Bogdan Popescu. Ce frumos i-a lăsat mingea Monaia Pret. O combinație splendidă a sibienilor, finalizată de Bogdan Popescu. Un nou look pass
Apoi Preat îi lasă mingea lui Bogdan Popescu, faultat. Pope înscrie. Liberă pentru Bogdan Popescu. ...17 puncte, al doilea marcator al meciului după Martinici. Martinici are 18. Sirișević și Preat câte 14, multe puncte înscrise. Fault acum al lui Popescu la Pasoia. Îl trimite pe estonian la linia de libere. Martinici, Alexandrov, ultimele 3 minute, stop shoot, Sirișević, ratează tripla, a prins ușor Davis, a dat drumul la minge, este coș valabil, goaltending la jucătorul Craiovei, Mirel Dragoste, încă 2 puncte, Alexandrov a intervenit neregulamentar, mingea atinsese panoul. 70-64, iar s-au dus Sipienii. Acum stop shoot de 2 puncte. Perfect, Sirișević. Bunaia Preat. Dinard. Davis. 3 puncte. Încă o triplă pentru formația gazdă. Este a 8-a. Aveau aceeași situație, 7 din 16, cele două echipe, acum Sibiul are o aruncare în plus și un coș în plus. Pasoia această aruncare liberă.
coșul, scrie Davis, încă o triplă semnată Davis. Orbeanu, Orbeanu, Martinici, acum Radu Vârnă, aruncă și marchează cu panoul. Foarte complicat această aruncare, dar iese lui Radu Vârnă. Ultimul minut. Martinici nu poate rata din acea poziție și nu o face. Rătează Sibieni, recuperează Davis. Vedem această aruncare scurtă, dar o nouă recuperare ofensivă este pentru formația din Sibiu. '78-71 se încheie și cel de-al treilea sfert al acestui meci bogat în puncte. '24-25 este scorul înregistrat în acest sfert. Trei sferturi foarte colorate, foarte bogate în faze reușite. Avem mulți jucători cu minim 10 puncte marcate, unul cu 20, este vorba de Goran Martinici. Rișević are 16, Pasoia 10, Radu Vârnă din postura de rezervă 8 pentru Craiova. Pentru Sibiu 17 puncte Bogdan Popescu, la care adaugă 5 recuperări, 14 Pratt, 13 Kinner, 12 Mirel Dragoste, 11 Marcel Davis. Procentaje incredibile la aruncările de două puncte. Cred că nu s-a mai întâmplat așa ceva în acest sezon în Liga Națională. 74% Sibiu, 78% Craiova. Practic, Craiova are o aruncare în plus, dar două transformate în plus față de Sibiu. Peste 40% și la triple, 7 din 17 Craiova, 9 din 21 Sibiu. Și vine primul coș al acestui sfert, înscris de Laser. Pasoia, Alexandrov. Alexandrov cu Popescu, îi dă peste minge Cooper și reușește să obțină posesia. Davis. A plecat Popescu ca în tinerețe. A ajuns imediat la panoul advers. Primește acum un post-up cu Alexandrov. Lasă pentru Davis. Popescu primește de la Davis. Foul, coș extraordinar. Ce seară pentru Bogdan Popescu. Ce pasă îi dă Davis aici. Ce bine finalizează Pope cu toată opoziția lui Jamar Samuels. Mai mic cu 11 ani decât el.
Jamar Samuels. Înscrie încă un punct Bogdan Popescu, are 20. Samuels pentru Novak Vârnă. Vârnă reprimește, foarte frumoasă combinația, dar Vârnă nu reușește să înscrie după o pasă excelentă dată de Jamar Samuels. Davis, între doi adversari pentru Laser, trage Laser de 3 puncte și marchează. A 10-a tripla Sibiului este semnată Laser. Festival de basket ofensiv în sala Transilvania. Timeout solicitat de antrenorul echipei craiovene. Partida cu posesie pentru Craiova, Vârnă apărat de Laser. Vârnă găsește pe Nick Novak, americanul pătrunde printre patru adversari și scapă mingea pasului. N-a fost cea mai bună pasă dată pentru jucătorul estonian. Aruncări transformate. Minge câștigată, intercepția lui Preat, care scapă de adversar și finalizează. Frumos Irișević, nu găsește însă pasa, nu găsește continuarea acestei faze și pierde posesia. Cea mai mare diferență de scor înregistrată în favoarea Sibiului. Iată, Craiova a reușit să egaleze, după care s-a scufundat. Este 9-0, este 12-0 în acest sfert pentru formația din Sibiu. Bogdan Popescu. Au dat arbitrii fault împotriva jucătorului român, care l-a ținut pe Alexandrov.
A patra greșeală personală pentru Popescu. A fost împins. Părerea mea este că întâi a fost faultul lui Alexandrov și de-abia apoi Popescu și-a ținut adversarul. Samuels cu Sirișevici. Frumos, mingea băgată sub panou pentru Samuels, care finalizează. Sibiul nu a reușit niciodată în acest sezon să atingă 100. A fost aproape cu Timba, 98-70. Un meci în care Laser a marcat 18 puncte, iar Cooper a reușit double-double, 14 cu 10. A mai avut 88-74 cu Steaua, un alt meci în care Laser, în imagine, a reușit 22 de puncte, a fost cel mai bun marcator. Etapa trecută, doar 62 de puncte la Galați. Popescu! Ratează Popescu de sub panou. Putea să ajungă pe prima poziție la marcatori, să-l depășească pe Martinici. Alexandrov, Fentă, aruncă Alexandrov și marchează. Fără efort, practic, pivotul sârb. 9 puncte pentru el, 5 recuperări. Laser, stop, shoot, ratat. Minge prinsă de Samuels, care trece prin toată defensiva și îl servește pe Martinici, care nu iartă. Timeout, Dan Fleșeriu, Martinici, 23 de puncte. Foarte frumos acest cadru cu mămicile cu copiii în brațe. Mai avem încă 6 minute din această partidă și Sibiul, numai să nu vrea, nu atinge 100. Davis pătrunde, aruncă și marchează. Warning, do not enter this game if you're... Popescu cu panoul greșește această aruncare, totuși la îndemână. Și marchează Bonaia Pret. Încă 2 puncte Bonaia Pret. 18 și pentru el. 94-82 Martinici. Alexandrov
Aruncă Sinisevici și înscrie încă o triplă, a noua pentru formația din Craiova. Sinisevici, el 19 puncte. E meciul în care cred că stabilește cele mai bune performanțe ale sezonului jucătorii celor două echipe la puncte marcate. Pentru Popescu sigur este și pentru Sinisevici. Laser greșește aruncarea de 3 puncte, Sinisevici, piruetă, Sinisevici, splendid, splendid! Sinisevici marchează și Popescu primește greșeală tehnică, primește și Alexandrov pentru acest duel. Popescu este eliminat din meci. E a cincea pentru Pope. Păcat că își încheie prestația de excepție așa. N-ar fi trebuit să aibă acel dialog cu Alexandrov. Da, i-a dat un brânci lui Alexandrov. Sârbul a reacționat, evident, și s-au inflamat spiritele. 94-86, Bogdan Popescu, 20 de puncte, 6 recuperări. Această partidă, Laser, să vedem cine înscrie roșul care schimbă scorul 100. Preț senzațional! Le-a dat liftul celor doi jucători de la Craiova și a reușit să marcheze. Uitează Mirel Dragoste. Samuels pentru Martinici. Sinisevici. Bagă mingea sub panou și Vârnă ratează, recuperează Pratt. Coș și acum Laser. Coș de 3 puncte al lui Laser, care duce Sibiul la un punct de 100. Prinde Monea Pratt, i-a luat mingea din brațe lui Laser. Mirel Dragoste trage Pratt de 3 și bagă mingea în coș. Timeout Craiova. Sibiul dă 100 pentru prima oară în acest sezon. Ce face după o prestație extrem, extrem de spectaculoasă. Ultimele două minute ale partidei.
Dirișević comite pas. Alexandrov închide această fază cu încă două puncte. Marchează încă o dată de la linia de libere. Are cu o aruncare. Recuperează ofensiv dintre trei adversari uluiți, Monaia Pret. Duce atacul. Asta ne grăbim. Posesie pentru Sibiu, ultima acestui meci, victorie concludentă a echipei lui Dan Cleșeriu în această rundă cu număr loc, rundă deschisă cu partida pe care am urmărit-o. Nu uitați, urmează două meciuri extraordinare, Olympiacos, Real Madrid și Barcelona Fenerbahce. Două libere pentru Laser. Acest Bogdan Popescu, sărbătorit în această seară, le-a întors suporterilor gestul cu o prestație extraordinară, o prestație foarte solidă. 20 de puncte pentru Popescu. Brett e lider cu 23 la Sibiu, care adaugă 9 recuperări, 6 pase. Laser are și 20 de puncte. De la Craiova, Martinici 23, Sinișevici 20, Alexandrov 15 cu 7 recuperări. Intercepție reușită de Banciu.
trage Mirel Dragoste și înscrie, închide meciul Mirel Dragoste cu această triplă a treia. Final de partidă, 108 puncte marcate de Sibiu, 108-90, cea mai spectaculoasă partidă din acest sezon, cel puțin la numărul de puncte, 198 de puncte înscrise între aceste două formații. Urmează două meciuri de top din Euroliga. Sunt Emil Hoțulogi, mulțumesc tuturor, seară bună, la revedere!